Bună ziua, dragi apicultori și tuturor care urmăresc pe canal. Vreau să vă arăt ceea ce v-am spus. În vestul țării, da, în momentul în care rapița este în stadiul acesta în care eu vă arăt, uitați când stropesc agricultorii rapița. Vedeți utilajul? Da? Ei au terminat, se pare că. Da? Și se retrag spre baze. Dați acolo tractoare, a fost plin de tractoare. Da. Deci ei au venit, da? Au tratat. Uitați-vă în ce stadiu tratează rapița. Da, să vedeți în ce stadiu este. Este locația unde... Uitați, vezi tractorul, tractoarele, uitați, unii se vede în depărtare cum tratează. Da? Și altul a terminat. Da? Deci ăsta este momentul în care ei tratează rapița. După acest moment, noi nu mai avem probleme cu stropirile. Asta am tot încercat să vă explic. Da? Da. Nu știu la dumneavoastră în zonă cum se practică, dar ăsta este stropitul înainte de florescent. Da? Ei nu stropesc pe floare. Asta am încercat atâta timp să vă explic. Poate pentru asta vi se pare o anomalie. Da? Ei doar dacă văd o problemă, doar dacă văd, da? Doar dacă văd anumite lucruri care nu sunt concordanță cu cultura sau așa, dar atunci, țineți minte ceea ce v-am spus atunci, în momentul acela el vine și vorbește cu noi, da? Ne comunică, dragii mei, am problema asta, sunt obligat, cum a fost anul trecut, da? Ne spune, uite, a fost problema asta, vă rog să mă înțelegeți, sunt obligat să fac și eu chestia asta, să salvez cultura. Și atunci tu ajungi la un numitor comun cu el, da? Deci ajungi la un numitor comun. Și momentul în care ajungi la un numitor comun, se decide când se face tratarea. Da? Dar niciodată cu substanțe care să afecteze cultura. Da? Totuși vorbim de culturi mari, de culturi în ecologic, în care nu e probleme. Da? Nu sunt probleme. Așa este rapița. O să vedeți, ăsta este câmp. Sunt undeva la 2800 de hectare. Aici, undeva în zonă, o să poziționez și eu stupii. Dați porumbare, ceea ce vă spuneam, sunt floare. Aici este grâu, este o solă de grâu. Vedeți, aici este porumbar. Asta va fi o locație unde voi muta modulele apicole. Și stupii, vărsați. Sper că ați înțeles. Sper că, da, vedeți acest porumbar pe care vă spuneam, acesta ne va duce direct în rapiță. Este și urzicuță. El înflorește, înflorește pe etape, e normal. Iar după el, automat intervine rapița. Deci nu avem o continuitate de cules, să spun așa. Bun. Asta am vrut să vă arăt. Asta am vrut ca să vă spun. Uitați, ei deja au terminat. Uitați, acum vine un utilaj. Vedeți pe partea asta la altă. Uitați, acum vine un utilaj. Da? Uitați. Astea sunt utilajele cu care se lucrează. Sunt utilaje foarte mari. Da, deci ei stropesc acum. După aia nu mai stropesc. Nu au de ce. Pentru că ei spun că dacă acum elimină dăunătorii, după aceea nu mai au dăunători care să le afecteze floarea. Mai ales că în alți ani, pe lângă ei, de exemplu, aici unde v-am arătat că mai puneau alții rapița, anul ăsta se pare că au ajuns la un acord ca să aibă doar ei rapiță și ceilalți să pună contracultură,
ca să nu mai fie probleme, da, de dăunător, pentru că totdeauna la rapițele acestea, care sunt pe ecologic, totdeauna veneau, da, ei stropeau, după care fugeau de pe rapița celuilalt, fugea pe rapița lui și totdeauna avea probleme. Da. Uitați, și dincolo vă arăt un alt tractor care stropește. Sunt suprafețe enorme. Bun, asta am vrut să vă arăt, vă doresc o zi bună și toate cele bune.